Primului fenomen, Nicolae Lăcătuș, s-a schimbat radical după apariția de vineri de la Acces Direct. Ce reacții au apărut pe internet, dar și cum a fost primit acasă, cum a fost primită acasă noua vedetă a României, aflăm chiar acum. Eram tânăr cu speranțe și aveam 20 de ani și am iubit o copiliță. Jandarmul fenomen, așa cum a fost numit Nicolae Lăcătuș, a impresionat pe toată lumea cu vocea lui minunată. Mă așteptam să primesc câteva like-uri, aprecieri din partea prietenilor, dar nu mă așteptam să fie o asemenea explozie, să ajung așa departe. Eram tânăr cu speranțe, am 20 de ani și am iubit o copiliță. Îl ador, are o voce superbă și melodia mi-a atins sufletul. Bravo, Nicolae, nota 20. Mă bucur că există oameni ca el. Poza de pe pagina Acces Direct cu Jandarmul Minune a strâns peste 20.000 de like-uri și a fost văzută de și mai multă lume. Peste 390.000 de oameni au fost interesați de acest talent ascuns până acum. 16 ani și doi ochi negri, i-am văzut acum 5 ani, într-o sală de spectacol. Pe brațe de capitan. Nicolae a devenit cunoscut după ce pe internet a fost postat un filmuleț în care cânta piesa Eram tânăr cu speranțe, piesă pe care o învățase de la tatălui. Eram tânăr cu speranțe și aveam 20 de ani și am iubit o copiliță de vreo 15-16 ani. Cu această înregistrare, Nicolae Lăcătuș a strâns aproape 1.000.000 de vizualizări și peste 15.000 de aprecieri pe internet. Prea frumoasă melodia, la fel și vocea, de aur. Felicitări, felicitări, tot respectul. O voce superbă, altora nu le iese o asemenea voce nici într-un studio. Chiar dacă muzica este o pasiune pe care vrea să o urmeze, Nicolae nu vrea să renunțe la meseria care l-a învățat ce înseamnă ordine și disciplină. Eu cred că le pot împărți pe amândouă. La jandarmerie n-aș renunța pentru că am muncit foarte mult ca să ajung. Împins de la spate de colegii și prietenii lui, care au rămas cu gura căscată atunci când au ascultat pentru prima oară vocea minunată a lui Nicolae, tânărul s-a apucat să cânte la mai multe petreceri. Mai în serios, cam de 4-5 ani, de când mi-am format o mini-trupă, tot de tineri ca mine. 16 ani și doi ochi negri, i-am văzut acum 8 ani, la un colț de stradă îngustă, doi golani o sărută. Vreau să vă spun ceva. Să știți că se întâmplă extrem, extrem de rar ca cineva să aibă un asemenea succes după doar o singură apariție la televizor. E bine, despre asta vorbim chiar în minutele următoare. Colega mea, Cristina Tache, este la Palatul de Justiție din Focșani, împreună cu Nicolae, sau așa cum l-au numit românii, jandarmul fenomen, și aș vrea să o salut pe Cristina. Bună seara, Cristina! Bună seara, Simona. Mă aflu chiar la Palatul de Justiție din Focșani. Aici Nicolae își face stagiu de pregătire în meseria de jandarm. Uite că tocmai am intrat pe poarta de acces și a intrat în pâine. Bună, Nicolae! Sărămâna, bine v-am găsit! Bine te-am găsit! Alături de el se află și domnul purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmerie Vrancea. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Și mai este și domnul Treșcaș, coordonator al lui Nicolae, care este aici alături de el și care îl susține. Bună ziua, domnule Treșcaș! Sărămâna și bine ați venit! Nicolae, cum ai fost primit după apariția de la Acces Direct? Că înțeleg că te bucuri de un mare val de simpatie. Da, am fost primit foarte, foarte spectaculos, chiar din prima seară de când am plecat de la București. În gară m-au așteptat foarte mulți prieteni, după care am ieșit prin oraș. Am cunoscut persoane care nici măcar nu le știam. Zi-mi că eu am auzit ceva pe Facebook, ai fost asaltat de fane, ai primit sute de mesaje. Ce spun fetele? Ce să spună fetele? Că am o voce minunată, că le sunt drag, că
Fel și fel de mesaj vă dați. Păi și iubita ta ce spune? Iubita mea e puțin geloasă, dar a înțeles și mă înțelege. O să se obișnuiască, bănuiesc, cu ideea. Da. I-am explicat și m-a înțeles. E o fată înțelegătoare. Aș vrea să-l întreb și pe domnul purtător de cuvânt, cum ați primit acest talent al lui până la urmă urmei și cum este văzut aici la jandarmerie? Noi suntem încântați că avem printre noi un așa talent și în primul rând că a ales să fie jandarm și în al doilea rând că este vrâncean. Și o să-l încurajăm în talentul lui, dar să nu renunțe la meseria de jandarm pe care și-a ales-o și spune că a muncit cu greu pentru a fi aici. Și domnul coordonator, domnul Trișca, și dumneavoastră, l-ați auzit cântând, știați acest talent? L-am auzit după ce l-am văzut pe YouTube și nu știam, pentru că atunci când a fost recrutat nu ne-a spus despre talentul dumnealui. Obișnuiește totuși să vă cânte aici? Aici încă nu ne-a cântat, este prima zi de practică. Deja a intrat în pâine, a participat la diferite activități organizate cu ocazia Zilei Jandarmeriei, care este pe 3 aprilie, pe care o sărbătorim pe 3 aprilie și să vedem, poate ne oferă o surpriză de Ziua Jandarmeriei, ne va cânta ceva. Domnul Adrian, dumneavoastră mi-a spus că îl susțineți. Dacă, să zicem, va alege totuși să, nu știu, meargă pe calea aceasta artistică, ce părere ați avea? Eu zic să meargă în continuare calea care a ales-o, să devină un bun jandarm sub directa îndrumare a celor cu experiență, iar mai târziu, dacă dorește să meargă și pe latura aceasta a talentului lui, o poate îmbina și cu meseria de jandarm foarte bine. Cum s-a comportat astăzi, în prima zi în care practic a intrat în pâine aici? Da, s-a comportat foarte bine, chiar a participat la un exercițiu de tragere la care a fost inclus în supravegherea poligonului și s-a descurcat foarte bine, ceea ce denotă faptul că în școală a fost foarte bine învățat. Deci a fost un elev foarte bun. Nicolae, toată lumea așteaptă de la tine să te audă cântând. Eu aș vrea să te rog să ne mai fredonești ceva, un scurt refren, dacă se poate, pentru telespectatorii noștri și pentru telespectatoare mai ales. Eram tânăr cu speranțe și aveam 20 de ani și am iubit o copiliță de vreo 15-16 ani. 16 ani și doi ochi negri i-am văzut acum 8 ani la un curs de stradă îngustă. Mulțumim mult, Nicolae. O să rămân aici să-l ascult cântând, pentru că are o voce deosebită și știu că ne pregătește și o surpriză în curând tot la noi, așa-i? Sigur că da, dar chiar am promis că voi veni la Antena 1 cu un nou cântec, de această dată învățat de la mama mea. Te așteptăm cu drag și îți mulțumesc mult. Te așteptăm, Nicolae, cât mai curând aici în platoul nostru și sunt convinsă că și fanele tale sunt extrem de încântate în momentul în care au auzit că vei veni. Le mulțumesc și domnilor de acolo, de la Palatul de Justiție din Focșani. Mulțumesc foarte mult, mergem mai departe. În ultimele